Bună seara, bine ați venit și ne bucurăm că ați reușit să ajungeți pentru prima dată în această configurație, la ceea ce denumim noi, poate mai ciudat sau mai pompos, Cafeneaua Complexității. De ce cafeneaua și de ce complexitate, o să încerc să vă spun în câteva minute, pentru că apoi să putem beneficia de cei doi invitații care au foarte multe lucruri interesante de prezentat. Și aș începe această prezentare cu următoarea observație. Trăim niște vremuri paradoxale, dacă ne uităm un pic în realitatea încojurătoare, oscilăm permanent de-a lungul zilei între agonie și extaz. Zile de știri extraordinare, niște descoperiri fascinante, dublate de niște situații de criză, de probleme extrem de grave, care într-un fel sau altul creează un mediu în care într-un fel sau altul, fără să ne dăm seama, ne schimbăm. Deci, cu alte cuvinte, lumea se schimbă. Iar această schimbare este într-o formă greu de controlat și greu de prezis. Deci intrăm într-o zonă turbulentă prin definiție. Tehnologiile disruptive, delocalizarea muncii, dematerializarea produselor, schimbările climatice sunt doar câteva din elementele care ne incită, ne transformă și ne pregătesc pentru o cu totul altă realitate realitate pe care, într-un fel sau altul, încercăm să o gestionăm. Un grafic mi-a atras atenția foarte interesant la un moment dat. Aici aveți evoluția sau viteza de învățare pe această realitate și aceasta este viteza de transformare, viteza de schimbare. Deci, cu alte cuvinte, până undeva prin 1995, undeva pe aici, cele două au atins un punct de echilibru, iar deja de la 95 până acum, situația se inversează noutatea crește exponențial față de capacitatea societății de a materializa, de a metaboliza informația respectivă. Deci, cu alte cuvinte, există o criză formată tocmai din faptul că nu mai înțelegem lumea din cauza vitezei de transformare. E o carte care mi-a plăcut foarte mult, o carte de science fiction, dar scrisă foarte inteligent, se-a numită Povara Cunoașterii. Noi o trăim acum, Povara Cunoașterii. Co coexistăm foarte multe niveluri de oameni în aceeași etapă, în aceeași problemă, în aceeași societate. Ca să sugerez puțin mai plastic această, să zicem, acest conflict în care suntem în momentul de față, puteți să imaginați că suntem într-o societate practic newtoniană, cauzată de foarte mult timp societatea asta e societatea industrială pe care știm să o gestionăm dar ea a intrat în conflict în momentul de față cu o altă abordare numită organică adică societatea cunoașterii în care mobilitatea, în care modul de transformare de schimbare este foarte mare însă și pe altă paradigmă. O să vedem ce înseamnă complexitatea în contextul ăsta. Nici nu s-a stabilizat încă, pare pentru mulți un mod politic societatea cunoașterii, când a apărut ceea ce se numește Germenii, societatea conștiinței, datorită fizicii cuantice, în care s-a rezolvat, s-a -a, -a, a făcut niște pași extraordinari de mari. Deci, cu alte cuvinte, societatea conștiinței este și ea prezentă în germene în același spațiu. Deci, cu alte cuvinte, măsurăm realitatea cu forme foarte diferite și din acest caz, din această cauză, avem de multe ori conflicte care se nasc poate într-o formă care ne va și ajuta să ne transformăm. Una dintre problemele care par foarte interesante este că această tehnologie care ne ajută să comunicăm acum cu lumea, în momentul de față avem o transmisie Full HD și ne văd inclusiv oamenii din diasporă, problema respectivă este că ne-a ajutat să ne și înstrăinăm. Deci, cu alte cuvinte, ideea asta de a transmite în de orice clipă are și un, efect negativ în sensul în care ne-a fragmentat, ne-am ascuns în spatele ecranelor, care a generat în final o străină a generat angoasă, a generat depresie, o situație care trebuie să încercăm să o evităm, să, să ieșim din starea respectivă. Și pentru asta, într-un fel sau altul, ca soluție, pentru că sunt oportunități, avem nevoie de niște atractori, niște elemente care să polarizeze societatea pe niște direcții interesante. Iar aceste atractori, în principiu, sunt fel de fel. De exemplu, festivalul Berii, sau sunt Bookfest, sau a fost festivalul filmului din Brașov, sau fel de fel, de asemenea, spații Sci-Fi Fest, care a fost o, în București excepțional, să vă povestească domnul Mironov. Deci, în concluzie, sunt niște prilejuri în care să putem să ne adunăm, să putem începe să socializăm pe alt nivel. E, dacă vreau să fac lucruri mai subtile sau poate mai intelectuale, nu merge pe o piață publică și atunci cafeneaua joacă un rol fundamental. Deci cafeneaua devine, de fapt, un spațiu foarte interesant și foarte util în a aduna oamenii pe diferite zone. În București, de exemplu, există ceea ce se numește răptăria lui Enache, apropo de partea de adunat artiștii într-o discuție foarte interesantă. Adică niște spații care devin stabile la ora, o dată pe lună sau de două, ori, pe o anumită frecvență cunoscută, cine dorește să dialogat pe un anumit subiect, începe să fie uh, chemat în acea zonă. Deci cafeneaua pentru noi a fost un lucru, ați văzut aici a apărut și e cafeneaua politică, a apărut cafeneaua de știință, deci cafeneaua devine un spațiu de interferență între uh, persoane care sunt uh, dornice de a se schimba și a schimba celor ce lucrurile din jur. Avem și aici un club deosebit, Antares, și mă bucur că sunteți aici, pentru că acest club are o istorie și merită evocat. Brașovul are un pol cultural acolo care trebuie valorificat. Așa ne-am propus și noi în 2011 să generăm ce se numește Cafeneaua Complexității. Cafeneaua Complexității în Brașov, în București, a debutat, v-am spus, în 2011. Am avut 5 sezoane. Un sezon a însemnat, practic, 8 luni din an, în fiecare săptămână, lunea. S-a adunat un portofoliu de imagine, de oameni care au, sub, au prezentat fel de fel de teme, discuții, s-au creat grupuri, s-a clasterizat un pic o atitudine în jurul unui cuvânt mai ciudat, complexitate. A fost generat de un centru de studii complexe, nu intru acum în amănunte. Ce dorește să fie cafeneaua în sine? Este o idee interesantă a lui Einstein, care o spun de fiecare dată când am ocazia, pentru că noi acum încercăm să rezolvăm niște probleme și de multe ori suntem foarte, cum să spun, bine intenționați să le rezolvăm, dar de fapt folosim o mentalitate care nu rezolvă problema. Pentru că Einstein ne spune, nu poți rezolva o problemă din baza de cunoștințe pe care o ai, care au generat problema respectivă. Deci e nevoie de un salt de paradigmă, un salt de cunoaștere. Cuvântul complexitate, din păcate, înțeles. Cuvântul de complexitate este etichetă pusă pe o sumă de cunoștințe. Uitați-vă rățeaua semantică a complexității. Fiecare punct de aici reprezintă o, o disciplină care se predă mai puțin la școală. Integrate ca atare, formează un mod de gândire. Integrează niște străpungeri de cunoaștere. De exemplu, geometria fractală, teoria sistemelor disipative, prigojii, automată celorlalte, o altă matematică lui Wolfram, teoria catastrofelor al lui René Thom, house determinist nu are legătură cu cuvântul haos apropo de limbajul obișnuit, e o, e o instabilitate interesantă, născătoare de ordine, teoria bifurcațiilor. Deci toate aceste elemente, deși în, sunt în unele situații în curicula de fizică de clasa 11-a, nu și regăsesc lucruri, cum să spun, aplicațiile în inginerie, în economie, în biologie, în fizică și în toate celelalte ramuri care, de fapt, le, le utilizează. Deci, cu alte cuvinte, avem o nevoie de difuzie în social acestor cunoștințe. Iar această cafenea își dorește ca la fiecare întâlnire să aducă în față niște persoane care deja operează în domeniul respectiv, au capacitatea de viziune, se numește foresight, o disciplină foresight, viziune, capabilă să, genere, să utilizeze uneltele astea care sunt mult mai proprii pentru o gestionare a unei economii turbulente, a unei situații turbulente. Deci, uitați-vă un pic, așa am încercat să sugerez bogăția de literatură în sănătate vis-a-vis de acest domeniu. Nu există domeniu să nu aibă complexitatea în. Complexitatea în înseamnă jurist dinamică, complexitatea în, în drept înseamnă jurist dinamică, complexitatea în biologie, în drept, în, în, în orice domeniu, inclusiv mecatronică. Deci, cu alte cuvinte, acest volum de cunoaștere trebuie cumva trans, transmis societății. Și sunt programe internaționale, pentru acest lucru. Și atunci noi ne-am propus ca această cafenea să devină un fel în Brașov, un fel de pol al încercării de a ne ajuta reciproc să vedem cum putem transfera către societate. Societatea Brașoveană are în momentul de față, după părerea mea, infrastructura necesară ca să poată să facă un salt, un upgrade. Upgradeăm calculatoarele și nu upgradeăm mintea noastră ca să folosim asemenea infrastructură, mi se pare destul de delicat. Deci, cu alte cuvinte, cafeaua de aici așa a propus, împreună cu două, cu un sprijin a unor prieteni, deja zic eu, firma Linchman și respectiv hotelul Cubix, să genereze întâlniri, prima întâlnire fiind aceasta, motiv pentru care am bucuria de a fi alături de doi de, de o persoană extrem de dragi și în același timp Printre puținele persoane care sistematic au încercat să promoveze în țara asta, împotriva eventualelor curente că nu avem valoare sau nu știm ce să facem în domeniul tehnic sau științific, din contră, avem foarte multă valoare, mai ales în momentul de față, și au avut această capacitate și această muncă permanentă de difuzie în social și de ridicare a nivelului. Deci, două personaje foarte dragi care sunt în momentul de față la această primă întâlnire a cafenelei, așa că. Ea se va contura pe parcurs ce ne dorim mai exact. Deocamdată îmi permit să-i dau cuvântul domnului Mironov. Nu cred că dânsul are nevoie de prea multe introducere, având în vedere că este cunoscut ca unul dintre cei mai promotori oameni ai cunoașterii și științei în țara noastră. Știința și tehnica supraviețuiește din cauza dânsului și nu numai, așa că îi dau microfonul mai departe. cu oameni de 40 și de ani pe stradă și care să-mi spună, eu sunt inginer din cauza anumitale. Ți-am citit cartea aia sau articolul ăla sau revista aia și așa mai departe. Și cercetător și așa mai departe. Florin mă prezintă ca specialist în foresight, forecaster, prevestitor, așa, încercând să ghicim cum e viitorul în globul ăsta de cristal. Eu am, făcut, am trecut prin experiența asta odată, am scris o carte numită Proiecte Planetare, prin 1984-1985 am început să o scriu, împreună cu un coleg din, din, Pitești. Eu scriam partea de poveste și el îmi strângea datele și încerca să le rezolve și, și științific. Mi-am erigat Sahara, am făcut un pot peste Gibraltar, ce să -mi zic, tot ce mi-a trezit pe minte am pus pe hârtie a ieșit o carte de vreo 200 de pagini, s-a mădut într-un tiraj cum era pe vremea comuniștilor, uriaș, peste 100 de mii. Ba chiar am trecut prin uh, momentul când m-am dus la librărie să-mi cumpăr și eu 20 de cărți ca să am pe lângă ce-mi dădeau, să nu mai fie și să spună, doamne, degeaba, ai scris o, o treabă Italia noi nu mai avem cartea. Ceea ce pentru un scriitor e mare lucru. Bun, ce-am pățit însă cu cartea asta, peste 20 de ani, o editură îmi propune să o reedităm. Hai să o reedităm, să vedem cum. Și când -a, a trebuit să mă apuc să o citesc. Fraților, greșisem complet viitorul. Viitorul nu mai este cum a fost. Cum mi închipeam în 85, deși inventasem internetul, îi spusesem informont. Mă dădusem seama de mișcările ecologiste care vor apărea. Dar nenumărate alte domenii sărisere, explodaseră, lumea se transforma fa fabulos. În, uh, și a trebuit, aproape că am rescris-o, pentru anul, cred că 2010 a apărut, și acum am o ofertă nouă pe care am să o refuz. Că nu mai am curajul să mai uit încă o dată, să mai scriu încă o dată o carte despre o lume care se schimbă cu o viteză atât de mare, exponențial, încât nu mai înțeleg de la un moment la altul. Azi dimineața am avut o înregistrare o pentru o emisiune de televiziune cu Academicianul Gheorghe Ștefan, automatist, a fost ministrul învățământului în guvernul Stolojan. Un tip extraordinar. Tocmai se întorcea din America de la un proiect și am vorbit despre cea de-a patra revoluție industrială și cum se schimbă din cauza asta ziua de dincolo de mâine. A venit cu omul de știință, cu niște cărți pe care le-aș niște aturi pe care le-a pus pe masă, care la, la fel pur și simplu m-au zguduit. Însă știrea care cel mai tare m-a făcut pe a fost că Jet Propulsion Laboratory, care este principala unitate a NASA, de acolo de unde au plecat sondele către spațiul cosmic, am fost astăzi acolo și l-am văzut pe fratele lui Curiosity în carne și oase. Știți că se, se fac totdeauna două sonde mari, că dacă se ratează una, se trimite a doua. Și cum Curiosity e la muncă pe Marte, deci noi pământenii avem un roboțel care își face datoria și trimite știri acasă și sapă și se mișcă, e pe Marte. Și pe Marte sunt din ce în ce mai mulți pentru că se pregătește invazia marțiană spre 2031, cam așa va fi. E bine, i-am văzut pe oamenii de acolo cărora li se pare absolut normal să spună uite la birou ăsta era Werner von Braun și James Van Allen, ăla cu centurile, era aici. Un român american, Iulian Blosiu, mi-a zis, dar eu am lucrat cu Carl Sagan. Când a trimis pe cele două voyager plăcuțele alea de aur scrise cu toate limbile pământului, eu am făcut partea românească. Carlos Agale era așa și pe Deci era foarte natural. Omul lucra de 40 de ani la, la NASA. Ei, toți oamenii ăștia care sunt cu... În primul rând, zic eu, ce se spun? Gânditori science fiction, înainte de a fi savanții care lucrează, au proiecte până la un anume grad de nebunie constructivă. Însă, recent s-a anunțat că ei au demarat proiectul 2061, două puncte, Alfa din Centaur. 2061, două puncte, Alfa Centauri. Proxima Centauri este o stea vecină cu noi, aflată la 4,23 ani lumină, deci îți trebuie 4 ani cu viteza luminii, ori noi atingem, cum spune foarte frumos la, din cenaclu Anei Borlan, un, un, tânăr, Alexandru Lamba, care a, făcut, a scris un articol foarte frumos și arată cu, noi suntem acum la 0,000, nu știu cât, deci ne trebuie vreo 800.000 de, de ani ca să facem drumul ăsta. Pe urmare, ce rost are să îmi propun să merg în Alfa din Centauri? Mai ales că sunt o mulțime de impedimente și nebunii au răspuns așa, nu, nu, ne ocupăm de asta, va fi Alfa din Centaur, știm precis că sunt planete care se învârtă în jurul stelei la distanța potrivită cât să nu fie prăjite de soarele lor și suficient de aproape cât să aibă energie de la soarele lor plecăm acolo, ne-am propus celul 2061 și asta aproape de gândit, pentru că vrem să descoperim, trebuie să descoperim materialele compozite din care va fi construit astronava, care materiale trebuie să ne apere de radiațiile cosmice. Știți, probabil că la 600 de km te radiațiile cosmice. Deocamdată nu știm să ne ne apărăm de asta. Uh, motoarele, apropo, acolo l-am întâlnit pe Bogdan Marcu, constructor de motoare pentru astronave, care face, a făcut uh, motoarele și pentru Endeavour, una din ultimele navete care e acum la sol, dar lucrează și pentru Elon Musk. Elon Musk, Musk este un nebun fericit care e schimbător de lume. Schimbător de lume la nivelul lui Edison. Edison, uite, avem lumină și ni se pare normal. Vă atrag atenția curentul electric a fugit și s-a ascuns în pereți și nici nu mai e la dar numai efectele le vedem, tot așa se întâmplă cu internetul, tot așa face el ormas, care dacă avem timp la, la, dialog, o mai spun din minunile la care el pornit, absolut omul fabulos. De altfel, Bogdan Marcu zice, mi-am dat demisia anul trecut, pentru că prea e nebun, frate. Adică îți dă, spune așa, domne, în două săptămâni ajungem pe Marte cu asta. Tu îi spui, nu se poate, Elon, you are fired, afară, în stilul, Bush, în stilul Trump. Și uh, Vom descoperi materialele, vom face motoarele, vom construi niște șantiere care se vor învârti în jurul lunii, ca de acolo să plece racheta mai departe. E fantezie, e science fiction, e... încep să cred că nu. Vă spun că 40 de mari proiecte economice așteaptă uh, fever, cum se spune, să... Ca oamenii să ajungă pe lună și să înceapă lucrurile pe lună. Luna e la doi pași, asta e, e ușor de făcut. Bun. Deci facem toate astea, ni le-am propus și o să vedeți că ajungem să le facem. Dar de ce 2061? Asta mi-a plăcut cel mai tare. Fiindcă va fi la 100 de ani după Gagarin. Asta avem noi de făcut acolo. <coughs> Pe lume sunt atâtea nebuni splendiți încât nu mai pot să mai știi pe unde cărmește societatea pentru ziua de mâine. Hai să pornim. Eu încerc totuși să fac o prognoză. Îmi cer scuze că ea probabil nu. Nu vrea să plece? Da. Electronica înseamnă vrăjitorie asta, le spun inginerilor. Foarte adesea, materia face ce vrea ea, nu ce vor inginerii. Și încerc o prognoză pentru următorii 20 de ani. De fapt, am făcut conferința, am creat-o cam acum 2 ani și am, doar am schimbat lucruri în ea, dar mereu tot trebuie să schimb câte ceva. Are emoții? O să vă arăt aici așa un, un item la care țin foarte mult este ceasul Organizații Naționale Unite, în fiecare oraș în care merg la noi știință și tehnică, în fiecare lună plecăm în două sau trei orașe diferite, la întâlnire cu studenți, cu elevi, cu profesori, încercând să explicăm exact ce vrea Florin să facă, să explicăm că se schimbă atât de repede societatea și că se ajunge la o, o dictatură a elitelor. O dominație a iliteror care se va transforma în curând în dictatură, încât este absolut inevitabil. Și ceasul ăsta în Națiunilor Unite este o invenție a unui sociolog care este și medic și electronist, și care se găsește și la, Geneva, și la New York și la Geneva. Și dacă aș găsi un primar care se să vrea să-l ia, eu cred că ar sta bine cu. Cum va fi lumea? Iată ce se întâmplă în zilele noastre. Speranța de viață 78 de ani. În anul 1900, speranța de viață era 41. La 41 de ani, un om era bătrân, în medie. Era bătrân și murea de bătrânețe. La 41 de ani, în medie. Acum, iată cât e. Asta e ce, rândul ăsta e o crimă. Și domnul Trump. Mergem în continuare pe ideea asta că cei bogați să aibă bani tot mai mulți și atunci nu știi de unde izbucnește Revoluția Proletară, undeva. Bun, nu mai e proletariat. Că s-au terminat uzinele în, în cea de-a patra Revoluție, nu mai există. Sunt roboții care fac imprimantele, care lucrează și muncitorii treabă lor, să, fie, să facă ei altceva. Uh. Nu sunt numai 20 de milioane, sunt mult mai mulți. În China cresc cu viteză mare, în Rusia, Rusia cresc cu mare. În orice caz, 5% din populația lumii are 90% din averea lumii. Așa stăm. Iar asta îmi place, fraza asta. Asta e de discutat. 36 de milioane de chinezi iau lecții de pian acum când stăm noi de vorbă. Am încerc să explic așa de ce le trebuie lecții de pian ca să se occidentalizeze. Imaginați-vă așa, 36 de milioane, nu de piane, ci doar 3 milioane de piane. Hai să le punem una de la alta, lângă altul de la Shanghai spre Europa. Punem câte 3 metri, câte 3 metri și ies 90 de milioane de metri, deci trece de mult de Paris. Cade în ocean cu peania Pentru piane trebuie profesor de pian. Și chinezii, când s-a făcut de o treabă, s-a făcut foarte serios. Le trebuie... Uh, Fabrici pentru corzi de pian și acordori pentru piane și așa mai departe. Și dacă te uiți, iese așa o lume de vreo câteva zeci de milioane de, de oameni care lucrează pentru piane, că le-a venit ideea că ei trebuie să fie și pianiști. Și de acolo poate apare și Mozart cu ochi oblici și apare și o industrie nouă pe care ei o imping. Ce vreau să spun cu asta? Un număr mare de oameni dus la școală e capabil de orice. E capabil de foarte mare putere. Vremea când Luxemburgul era mare și tare, fiindcă avea băncile și făcea biluțele de la, de la Pixur, că la ei făceau, și, și era foarte bogat, a trecut. Nu mai e acolo. India și China vin din urmă. China este a doua putere și în două, spre 2038 va fi probabil prima putere. A doua putere rămâne Statele Unite. A treia putere va fi Indonezia. Nu, India și apoi Indonezia. Cam asta e Uh, bun, 36 de milioane de chinezi iau lecții de pian, sigur că e o metaforă, nu altceva, dar uh, e încă o, un element de schimbare a lumii. Gapminder, avem pe Gapminder să-l dăm? Nu, hai să, hai să luăm. Să luăm, Asta e Hans Rosling, dacă îl găsiți, îl dați. Uh, sociolog, medic, electronist și uh, el a construit softurile pentru programele Națiunilor Unite. Când ține conferințe, hai să, hai să vedem, hai, luați, luați, de la, luați România pe cartuș aici. Date strânse, unele aproximative, dar de la multe țări sunt foarte exacte. Și avem evoluția PIB-ului, crește, crește, începând cu 1800. Speranța de viață era vreo 38 de ani la România în 1800 și uh, Unirea Principatelor. Crește în continuare, dar e speranța de viață aceeași. Vine a doua unire și iată cum crește speranța de viață. Uh, vin comuniștii acum și ia uitați-vă aici, este încurcătura asta, e dată de Ceaușescu care dă ordini ca femeile să nască patru copii. Matematica imediat a reacționat. Aici vedeți, e matematică și hai să punem pointerul. Aici am înțeles că n-am pointer pe ultima bulină, acolo, ca să vedeți cum stați pe pământ. Asta e, aveți circa 1600 de, nu? Câte aici? 1600 și de dolari pe, pe cap. La ultimul, la ultimul, nu acolo. Aici. Și speranța de viață, domnule, 76,2 nu noi rău. De la cei 41 din 1900 și până la 76, acum aproape că s-a dublat viața. Aud mereu spunând, nu, domnul dob și cu mine că suntem cum să spun, aproape optimist patologic. Dar prietenii ai noștri și mai ales medici care spun e mai greu, e mai rău ca înainte. Mă, cum e mai rău înainte dacă trăiești de două ori mai mult? Aproape de două ori mai mult. Așa, hai să luăm China. De pe asta, vă arăt pentru că e atât de bun de dat la școală asta, de pus în mijlocul orașului, de explicat la conferințe. Ai planeta în pielea goală aici. Tot, 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 tot ce vrei ai despre China este o bulină mare, în timp ce toată planeta merge spre dreapta crescând PIBU, China care are răscoala boxerilor, războiul opiului, ocupația engleză, scade. Speranța de viață era abia 30 de ani. Și continuă să facă asta până la 900 și când începe Comintangu și pe urmă Mao Tse -tung, vin comuniștii, începe să crească după, câteva, după un șir de scăderi, începe să crească, apoi vine Teng Xiaoping, care e un geniu, și se duce, și o să vedeți că ne ajunge, iar dacă am luat numai regiunea Shanghai, depășește Germania. În PIB, în speranța de viață, în toate cele. Eu, odată când eram consilier la domnul Iliescu, m-a trimis în China cu Bun. un interes și m-au invitat la masă mai mare, era și o serbare populară acolo, și mai la Nanjing, și la masa la care am stat era șeful militar, șeful de partid și guvernatorul administrativ. Și după ce și-au băut ei maotaiu, uh, s-au deschiat mai ușor și mi-au spus, „Da, îmi spune șeful militar, noi în China avem o mare problemă. Ce problemă mă mir eu prin translator, sigur? Chinezii trăiesc prea mult. Domnul, am rămas, nu trăiesc prea mult. Își dă la seama, am crezut că a greșit translatorul și zice: Nu, nu, nu. Noi ne făcusem să o la ca ei să trăiască 66 de ani în medie. Și totul e planificat la chinez, de la haine până la numărul de nasuri, până la să fie Dar ei acum trăiesc 71 sau 72 de ani, cât, cât arată acolo că. În orice caz, trec de 70. Uite, păi da, numai numărul de nasuri care trebuie pentru 1,3 miliarde de persoane. Și ca să vedeți cum lucrează, am fost la întâlnire cu jurnaliștii de știință de acolo și am, am, fost la, pe Yangtze până la cele trei la, pe Yangtze unde este, se urcă în sus și pe Yangtze și este o cele le trei gorje, spun ei, cele trei hidrocentral, hidrocentral, hidrocentral da. Te uiți, e, merg toată noaptea să urcă vaporul pe, și trece din ecluză în ecluză. Dar mi-au explicat cum au făcut. Când s-au hotărât de pe vremea lui Mao să facă asta, au construit pe un braț al lui Yangtze, o mică hidrocentrală, dar întâi au, construit, întâi au pus la cale o școală de constructori de hidrocentrale, o facultate de constructori de hidrocentrale, de materiale specializate în jurul hidrocentralei alea mici, s-au antrenat cât vreo 20 de ani și când s-au apucat să facă noua, ne-au terminat. Este o construcție ciclopică, absolut ciclopică, și care îți, îți arată cum trebuie făcute lucrurile planificat. Deci, dacă nu le faci la întâmplare, aș mai lua Germania să vă arăt, care vede să cu războaiele prin ce a trecut. Www.gapminder.org Hai să vedem în Germania. 1800. Sunt mai multe țări diferite între ele, nu sunt legate încă. Pe aici a apărut Bismarck. Bismarck le unește, Germania crește, crește în bogăție, bineînțeles, crește speranța de viață, dar uite că vine primul război mondial, uite ce se întâmplă la război mondial, pleacă, vine Hitler, al doilea război mondial înseamnă o buclă îngrozitoare care se întâmplă aici, se duc mai departe și pentru că nemții sunt nemți, se ridică la cea mai înaltă performanță cu putință și ca PIB și ca speranța de viață. Uite câte e. Sunt spre 6, aproape 60 de mii de dolari pe an și speranța de viață 80. s-a aproape de 90. aproape de 90. Cea mai înaltă speranță de viață o au japonezii, mai ales doamnele japoneze, femeile, ca să știți, trăiesc în medie cu șapte ani mai mult decât bărbații. Și încă ceva ce nu se spune adesea. Intelectualii trăiesc cu șapte ani în medie mai mult decât oamenii, oamenii fără carte. Din fi ușor de explicat. Știu să-și trăiască viețile nu exagerează în băutură, nu exagerează în și atunci asigur că, că, trăiesc mai mult. Bun, lăsăm asta, ne ducem, ieșim din... Scoateți-mă din internet. Ăsta e Hans Rosling, care, pe care l-am întâlnit la Helsinki, la un de știință, ne-a zis așa, vin la voi, dar numai la 8 dimineața pot, că trebuie să plec undeva. Ei, la 8 dimineața, la Helsinki, vara, cred că am fost așa 800-1000 de oameni, clai peste grămadă, ca să-l ascult pe Hans Rosling, care-i de un spectacol nebun și care ne-a anunțat așa. Nu e nicio îndoială că spre 2080, 80% din bebelușii care se vor naște vor fi negri sau mulatri. Deci planeta Pământ, dacă vor veni marțierii, se va prezenta ca o planetă de mulat. Omul alba a ieșit din, din peisaj. Se schimbă altele, trece în altă parte. Speranța de viață va fi 92,3 ani la sfârșitul veacului. În 2000, UNESCO, modelul model UNESCO spune că în 2075 veți fi cei tineri 14 miliarde. 14 miliarde. 14 miliarde trebuie ca oamenii să trăiască umăr lângă umăr și piept lângă spate, ca să încapă toți în suprafața planetară și să-și trăiască viețile. Nu știu cum îi vor stăpâni pe nebunii lui Allah și to toate războaile religioase. Oldometes, asta dacă vă mai arăt, hai să dăm drumul la Oldometes. Asta e ceasul Națiunilor Unite, pe care dacă cineva l-ar pune în piața centrală, un primar curajos, așa. Nu, 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 nu gap Wordometer, Prima, wordometers.info Este un ceas care dă în timp real, da, e un model matematic, sigur, pus la cale, care e situația pe pământ. Uitați-vă, încerc să vă citesc. La ora la care eu vă vorbesc dumneavoastră, pe pământ sunt 7 miliarde 598 de milioane de 85, 86, ,87, 87, 88, 89 se nasc acum. La fiecare două secunde se nasc 5. Două secunde se nasc 5 oameni. Pe pământ sunt din ce în ce mai mulți oameni. Uh, astăzi s-au născut pe pământ 189.000. a de uh, 189 Cât are Brașovul? Eh, aproape de populația Brașovului s-au născut astăzi și -au, au rămas o parte pleacă 57 de milioane de oameni în fiecare an uh, uitați-vă cheltuielile pentru sănătate. 9,8 miliarde de, de dolari. Astăzi 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 s-au plătit pentru spitale clinici uh, medicamente școlile că se plâng dascălii astăzi. Școlile pământului au primit 8,5 miliarde de dolari. Astăzi, numai astăzi. Militarii, 4 miliarde și mă bucur să vă spun că cifra asta totuși scade. Acum, Trump le-a dat la un buget mai mare și bugetul militar american e mai mare decât toate celelalte bugete la oaltă. Mai arăt, vreau să mai arăt ceva. Hai, mai, să mai ridicăm la societate și media. Ridicați puțin. Câte cărți s-au publicat anul acesta? 206.000. Împărțind la numărul de zile, ne ies 3.000 de cărți pe zi. Planeta Pământ, Cultura Pământului, publică 3.000 de cărți pe zi, nu de tiraje. Tirajele sunt de milioane, 3.000 de cărți pe zi, pe care e de presupus că lumea le citește. Prin urmare, suntem o planetă cultă. Ne-a dus la școală. Ah numere televizoare, telefoane și așa mai departe, internet, folos, utilizator de internet, 3,8 miliarde, deci mai mult de jumătate. Uh, e mail trimise astăzi, asta e o cifră absolut fabuloasă. Asta spune cel mai tare de cum să spun, schimbarea zguduitoare prin care trece pământul. Deci noi astăzi ne-am trimis între noi scrisorele 200 de miliarde, 882, 83, 84, 85 de milioane, pe aici nu mă mai uit cât. Și când fac la elevi, mai ales la elevii mici, discuția asta, îi pun să hai să calculăm. Câte hârtie ne trebuie dacă tu ai deschis către mama, tata, către iubita ta și ne-a ieșit la un calcul că pentru a face pastă din care se fac hârtie pentru toate scrisorele care se vor trimite, ne trebuia să trăim pădurile de pe 40 de planete ca Pământul. Asta mai... Ce au putut să facă inginerii cu ITU, ce au putut să facă cu electronica, e mai mult decât zguduitor. Pur și simplu, mintea nu, 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 nu prinde, nu... Cuvântul engleză îți graspă, asta e foarte bun. Nu apuci să înțelegi cu totul schimbarea teribilă pe care o am la asta. Bun, ne, oprim, trecem mai departe, îl oprim pe www.worldometers.info într-un cuvânt, worldometers.info. Îl recomand pentru orice nevoie ați avea. E la dispoziția oricui. nu, 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 nu luăm pe Gapminder. Trecem, intrăm în, în poveste. În PowerPoint. Cea de-a patra revoluție industrială a pornit când computerele au ajuns la îndemâna oricui. Computerele, în mod nerușinat, s-au democratizat. Când v-am spus 2,3 miliarde, în 2038 n-am exagerat, pentru că în 2050 vor fi 9,8 miliarde de la 9,4, o reajustare este de la 9,8. Vârful demografic 2075, 14 miliarde. Cam așa arată când fotografiez de sus o adunare în Bangladesh. Eu am fost în Bangladesh ca să-l cunosc pe Muhammad Yunus. premiu Nobel pentru pace a inventat Grameen, banca săracului și când lucram la UNESCO am fost secretarul general în România și am vorbit cu omologul meu să mă aranjeze o întâlnire cu, cu Muhammad Yunus și am vorbit și cu ministrul educației din Bangladesh și mi-a zis, nu o să te primească, pe noi nu ne primești. Așa de mare au vrut să-l pună director la FAO la, și a refuzat. Și totuși m-a primit pentru că i-am trimis cu CV cu toți. CV-ul meu e așa de scandalos, de complicat, că la probabil am vrut să vadă cine e asta. Și m-am întâlnit cu Muhammad Yunus am avut senzația că mă aflu în fața unui Cristos negru, cam așa arată. Banca Gramein face așa, de bani din averea băncii, sumă mică de tot, numai la femei, nu, numai la femei care au un proiect și care plătesc înapoi cu dobândă, dobândă mare, 20%. Dar am stat trei zile acolo și m-am și dus cu cu bancherul care avea banii în, într-o tașcă și m-am întâlnit într-un sat cu imamul și cu primarul satului și erau cinci femei care aveau proiecte așa. Una vroia să cumpere o cotigă pentru că avea bună recolta de orez și vroia să o ducă la piață. Alta, un telefon mobil. Nokia le dădea telefon la prețul de fabrică și uh, telefonul ăsta uh, n-avea nevoie de sârbe, cum bine știți, că la ei nu sunt sârbe, nici electrice, nici în Bangladesh, totuși la... Și o a treia îi trebuia, nu știu ce să mai cumpără. Și era așa, prima a primit 100 de dolari, asta era o sumă mare acolo, urma să dea peste 3 luni prima dobândă înapoi, care era de 2 dolari. La fiecare 3, 2 sau 3 luni, dădea câte 2 dolari înapoi, ceea ce îi acoperea la un număr de zile și dobânda și împrumutul, 90% aproape din femeile sărace au dat înapoi banii la banca Gramen și Muhammad Yunus mi-a spus săracii sunt cinstiți cu bogăta și mai greu. Cu săracii, toți ăștia să dau înapoi. La... Asta e invenția banca Gramen. Eu am încercat să o aduc în România, așa mai a plăcut de tare, că am zis pentru țiganii noștri mai bine, m-am dus, mi-a dat toate documentele, m-am dus la domnul Ilescu, uite, hai să facem, s-a entuziasmat, bine, fă o propunere de partea UNESCO către Mugur Sărescu și Mugurul mi-a spus, dacă Mironov vrea să fie bancher, să depună 80 de milioane de dolari sau nu știu cât. E o cantitate pe care, dacă vrei să fii bancher, trebuie să depui o Eu nu am văzut în viața mea 8.000 de dolari, dar am 80 de Însă, țiganii au aflat și au venit către noi, am și luat bani de la unii bogați ca să dau la, la țigani care nu s-au mai întors să plătească nici, nici dobândă, nici întreg. E o, e o soluție, oricum e o soluție. Sar peste energie, un singur lucru vă spun, că dacă în Sahara, peste Sahara și deșerturile Pământului, soarele varsă în șase ore toate nevoile de energie ale Pământului. Toată economia pământului poate fi acoperită. Deci hai să construim niște ferme speciale în Sahara, Uh, am asistat la discuție cu care s-a purtat la Hamburg cu cei de la Daisy și uh, s-au arătat nemții gata să susțină proiectul ăsta, Desertec se numește, centrala de fuziune, cea care va folosi deuteriu și tritiu, deuteriu și tritiu care sunt izotope hidrogenului, strânși la oaltă, eliberează energie, și nu e radioactivă. La Cadaraș, în Franța, se construiește o asemenea centrală de fuziune. Eu am fost cu un grup de um, jurnaliști de științe europeni, am călcat pe fundul gropii, o groapă gigantică, cu mai multe straturi de, de ciment uriașe și cu bile rulmenți între ele și am avut mare plăcere să aflu că bilele de rulmenți de la primul subsol erau făcute la Brașov. Nu știu exact cine și cum nu m-a interesat, dar am fost foarte încântat că participam la aventura asta. Cadaraș va începe să funcționeze în 2029. Acolo energia va fi dată de un tor de plasmă, asta înseamnă un colac de plasmă, care nu se poate atinge de pereți, că are 100 de milioane de grade Celsius. Și atunci e ținut nemișcat într-un câmp magnetic. Rușii au făcut experiența asta la Dubna, englezii la Oxford, se poate face și fuzioniștii care se plâng de persecuție politică din partea hidrocarboniștilor și a zic totuși noi în 29 dăm prima dată energie și întreaga civilizația Pământului din punct de vedere energie se va schimba pentru că vom lua de pe lună mineralul care ne trebuie și acesta este Heliu 3. Heliu 3, elaborat, preprocesat, scoate, dă un gaz din care se poate obține ușor deuteriu și tritul. Mă grăbesc peste asta. Minunile din electronică nici nu mai îndrăzesc. Ăsta e planul dezertec de care vă spun. Uitați-vă, dacă în pătrățelul de 130 pe 130 punem fotovoltaice și ferme eoliene, energia care se obține e de ajuns pentru toată Europa. Oricând se poate face, am, am asistat la întâlnirea în care erau uh, proiectanții nemți, alături de Egipt și Maroc, unde de asemenea ferme deja se dezvoltă cu mare viteză. Africa de Nord chiar merge cu mare viteză la Cadaraș. Așa arată un tocamac în care aici va fi norul de plasă. Să-mi când să o opreți, da? Da? Nu vă mai sar peste ce se mănâncă, că se mănâncă din ce în ce mai multe prostii. Și eu cred că cine va porni un program național, România Rurală 2050, România Rurală High Tech 2050, cu pământul curat, cu stratul de 15 cm de cernozion pe care îl avem, cu carpații care sunt curați cu, noi putem vinde hrană la preț foarte mare la cei care își permit. Eu îmi doresc să fac asta, sunt în relații de amor mare cu domnul Daia, care ne dă pe mână 200, cele 250 de licee agricole. Pe mână înseamnă știință și tehnică. Noi am venit cu câteva proiecte acolo, între care primul este decisiv. O sferă o, o, seră de plante în fiecare școală românească, începând cu cele de acolo. Asta le-a plăcut și ne vom amesteca în, în, tot ce se întâmplă acolo, sperând eu să convingem că da, știi, sunt deștepți, sigur că la Pitești construim automobile, dar dacă ne ocupăm de bios, dacă ne ocupăm de agricultură, cele 9,8 miliarde din 2050 de care vă vorbesc, toți mănâncă și vor avea nevoie de hrana asta. Mă opresc aici când face Florin de Sân. Mulțumim pentru prima etapă. De multe ori, cifre de acest gen par să nu fie foarte importante pentru că suntem bombardați cu foarte multe cifre, dar în spatele lor se află o viziune globală. Pentru prima dată, omenirea poate să palpeze cumva evoluția entității numită planetă, planetă Vie Gaia. În clipa în care avem această scară, începem să gândim altfel și ne dăm seama că, de fapt, valoarea fundamentală la toată această poveste este omul. Și despre om ne va vorbi uh, domnul doctor Dob, pentru că, de fapt, dacă degeaba avem tehnici de nivel înalt, de avem tot ce ne trebuie confort, dacă omul este uh, adus la, uh, la stadiu de robot și nu reușește să-și împlinească valoarea. Și să vedeți ce ne așteaptă din punct de vedere al dimensiunii umane. fapt al viitorului. Seara de aici mi-aduce aminte de o zi foarte interesantă la Londra, unde am avut șansa să vizitez Reform Club. Probabil că știți, Reform Club a fost locul de unde a plecat ocolul Pământului în 80 de zile, Paspartu și cu stăpânul lui, mi au trebuit 80 de zile să dea ocol pământului. Poate de aici aveți pleca să facem mai repede, că de acum să face cu bicicleta în 79 de, zi, ore, 79 de zile ocolul pământului. Dar problema care este, la Londra sau aici, a apărut un nou context. De fapt, trăim într-o altă realitate, o nouă realitate. O realitate unde există o creație avansată a biologicului numită om, care pe parcursul a câteva sute de milioane de ani a ajuns să definească un model morfofuncțional remarcabil. Dacă omenirea va deveni conștientă de ce bogată este la naștere, deci individul va deveni conștient de ce bogat e la naștere, lucrurile se vor schimba rapid. Pentru că performanța pe care o va putea obține omul Va fi incredibil de mare, nu numai ca lungime de viață, ci ca satisfacție, și ca ce va produce în realitate. Cuvântul de ordine este, de fapt, cum această entitate biologică, omul, se integrează în noua realitate. Asta este problema. Sunt chirurg, am fost chirurg. Uh, am uh, trăit în structuralismul material prin limitele profesiei de început, care, din fericire, s-a transformat din substanță în funcție, din structură în funcție, pentru că lecția dată de viu, și aici biofilia, uh, înțelegerea și apropierea de bios reprezintă un câștig extraordinar. Acumularea științelor uh, specifice, multisectoriale și este o pledoarie astă seară pentru a aduce împreună noțiunea de multidisciplinaritate de transdisciplinaritate care înseamnă să gândim împreună și să implementăm această gândire productivă a unor dezvoltări verticale pentru a putea schimba într-adevăr într-o direcție durabilă omenirea. De aceea, am spus next, next Station Future. Pentru că trebuie să realizăm un transfer de cunoaștere. Trăim o perioadă în acest început de eră în care dimensiunile renașterii pe care o știe toată lumea, s-au adunat creind condiții de dezvoltare specifică foarte mare și a apărut nevoia de a aduna împreună aceste, această cunoaștere și de a o comunica între vârfurilor, cei care fac cercetare, inovare, dezvoltare, dar se pare în interes societal și mai ales în interesul celor care fac cercetare către decidentul care semnează fondurile a apărut un blocaj de limbaj. Și, de fapt, această nouă eră, i-am putea spune, era meta. Avem nevoie de un metalimbaj. Avem nevoie de metamateriale. Dacă vă uitați ce este adăugat în noțiunii de meta, o să vedeți că se acopere ce înseamnă transformare, ceea ce ar trebui să ne dea șansa, să adunăm împreună aceste, aceste noțiuni de multidisciplinaritate, inter- și transdisciplinaritate. Fără ele vom călca mereu pe aceleași locuri, făcând inventarul unor noțiuni pe care le descoperim de fiecare generație de administrator, fiecare generație umană, în loc să găsim și să ne adunăm pentru soluții de a implementa aceste cunoștințe. Sigur că da, libertatea de a te exprima nu este uh, suficientă de a opri și neadevărul. Dar pentru aceasta trebuie să începem să învățăm că din criza unei atât de a unei realități la nivel planetar, pentru globalizarea datorită tehnologiei dezvoltării tehnologice produce fenomenul butterfly cu o ușurință absolut extraordinară. A dispărut timpul, a dispărut spațiul și aflăm cu o viteză care îndepășește capacitatea de funcționare biologic vorbind. Nu-ți mai poți permite să fii ignorant. Ești în afara timpului și în afara spațiului. De aceea, această nouă metodologie de a transfera cunoaștere înseamnă de a descoperi și a aduce în cunoștința la vârstă tânără a copilului care începe să se formeze ca ființă biologică și socială un manual de funcționare a ființei umane. Dacă învați acest manual la 18 ani când i-am dat certificatul de maturitate, este mult prea târziu. Pentru că am pierdut etapele de dezvoltare și poate altă dată vom deschide altă ușe în care dacă înțelegem etapele de dezvoltare a copilului și ne surprind ei prin proba pe care o fac Digitalii de astăzi, nativi, că potențialul lor de dezvoltare este mult peste ceea ce ne închipuim noi care nu îi educăm, îi dresăm după propriile noastre modele pe care le-am moștenit. A explora pentru mine cele trei mari întrebări înseamnă așa de ce, cum și ce este la sfârșit. Ne-am uitat la ce era mic, ne-am uitat la ce era între stele, sub stele sau între stele, dar toate cu niște valori morale ne pot duce să maximizăm pozitivul și să scădem din jumătatea de negativ, care există oricum. Existăm sub stele. Limitarea resurselor ne face din ce în ce mai des să ridicăm privirea spre stele pentru a găsi soluții, înțelegere și cunoaștere. Uh, am plăcerea să lucrez, să mă distrez, să mă bucur cu colegii de la Institutul de Științe Spațiale și vă mărturisesc ce spunea domnul Mironov, uh, programele care sunt mai mult decât fanteziste. Dacă vedeți ce este în spatele lor, cum să lucrează pentru fiecare centimetru din stația spațială, pentru fiecare centimetru cub să crească pentru transportul spre, spre Marte, vă cruciți. Ce efort intelectual, ce capacitate de planificare, care sunt de fapt lecții pe care le aflăm după ce s-au întâmplat. Datorită volumului mare de transfer și de calitate de, tra de cunoaștere. de Astăzi am venit să vă spun că avem această șansă, că am înțeles cum funcționează mintea umană, și putem înțelege mai profund, mai direct și mai sintetic, contextual. Se numește uh, transfer de cunoaștere contextuală. Putem înțelege prin sentimente, nu prin scris. Ochiul ia 90% din informația realității. Ochiul citește de 60.000 de ori mai repede o imagine de ansamblu decât niște cuvinte, de 60.000 de ori. Decodarea realității care este superficială, directă, am mers la începutul omenirii, atingeam, priveam cât 8,5 km de la înălțimea unui om mediu, poate să facă de orizontul, Aceste, acest orizont de percepție, această realitate s-a lărgit în permanență. A venit realitatea augmentată, vine peste noi realitatea virtuală, în care nu mai avem limite în timp și spațiu. De aceea să discuta despre limita umanului. Și o să vedeți că limita umanului este o realitate care se mișcă în continuu, este un orizont care în continuu se deplasează. Pentru că faptul că am descoperit focul, că am luat prima, prima opaiță în mână, am scăzut noaptea, a crescut perioada de activitate, a crescut perioada de gândire, a apărut prima haină, prima blană, a scăzut efortul de, de adaptare termică, a mâncat din greșeală prima bucată de carne care a căzut în foc, a însemnat că am ingerat alimente care se digeră mai ușor și au produs o dezvoltare a performanțelor pe sectoare. Și o să încerc să vă arăt câte ceva. Vedeți uh, Trăim din ce în ce mai mult la nivelul. Am intrat din era cifrelor mici care ne satisfăceau. Aritmetica. Cred că toată lumea are telefon. Aritmetica vieții începe așa. Plusul. Da? Dacă vă uitați pe telefon, plusul. Adună cât poți de mult din realitate. Deasupra lui e minusul. De la o parte ce nu-i bun. Înmulțit. Înmulțește ce aveai, ce ai obținut. Împarte cu ceilalți. Jos e egalul, acela ești tu. De aceea, cum pe măsură ce orizontul s-a mărit, am trecut la alte ordine de mărime. De numere, matematica operează cu nume, de geaul, vați. Am trecut la alte dimensiuni de spațiu, am trecut la alte capacități de stocare de informație, care de la materiale, de la substratul material care era cât o cameră, a ajuns astăzi să fie de zeta, îl bagi într-un buzunar. <coughs> în fața unei realități în care s-a schimbat proporția, uitați-vă ce ajungem să vedem în fiecare zi, percepția unor miliarde de oameni. Care au un device portabil, ultraportabil, ultraconectabil, care culeg imagini care nu le-am fi întâlnit niciodată dacă această dispariție a spațiului și timpului n-ar fi fost posibilă tehnologic. Natura se apără. Are motivele ei. Și o să vedeți în Mimicri, biomimetica. Mimicri este un nume consacrat de acum. <coughs> modelul naturii care nu este experimentat, încercat empiric de 200, 300, 410.000 de ani, de milioane de ani. Sunt validate. Și o să vedeți. reușim datorită schimbării -ă, orizontului să analizăm, cum ați văzut bine în ceea ce a prezentat domnul Mironov, o plajă temporară o linie de timp în care evoluția prețului Valorilor de schimb, aur, argint, petrol, ne dau diagnosticul evoluției trecute și proiecțiile pentru viitor, trendurile. Aici, în dreapta, se semnalizează o variație a prețului aurului, care a ajuns la un pic ce, citit de cei de specialiști, este certitudine de criză economică majoră. Dar natura găsește soluții. Se adaptează. Asta trebuie să facă omul în noua realitate, care este o realitate extrem de acidă, extrem de solicitantă, cu foarte mulți stresori. Și această nouă condiție se numește capacitatea de a te adapta. Nu îi putem învăța o profesie pentru viitorul lui 2060. Trebuie să învățăm să se adapteze la un viitor imprevizibil. Discutam astăzi în mașină că profesia de bază a viitorului va fi probabil până la un nivel freelancer. Pregătirea generală va fi de tip enciclopedic, obligatoriu, ca să poți înțelege ce spune ultraspecialistul din domeniul 14. Timpul curge. A fost genial. A înțeles și a figurat această dimensiune care curge în permanență. Este singura valoare inexpandabilă. Timpul, având capacitatea, datorită artefactelor, să-l privim de astăzi până în urmă, când a apărut. Acum 4 miliarde de ani Pământul ne dă această grafică, acest mapping. Acesta este modalitatea de a comunica și sintetiza contextual o întreagă carte de istorie, biologie, ce vreți dumneavoastră? Etnografie și tot. Dacă știți să te uiți, vezi că produsul unei dezvoltări de la nivel bacterian, se duce cu pierderile, cu extințiile, cele cinci extincții, foarte frumoase, până la om. Copiii vor înțelege, ca să înveți anatomia, o înveți de șase ori, o uiți de șapte ori și poate la sfârșit de profesie, după 40-40 ceva de ani, știi ceea ce trebuie din anatomie. aceste figurări contextuale care înseamnă relaționări, creează prin formă, direcție, culoare, sentimente. Ca să depui în minte, deci percepția și mă apropii de partea de cum ne relaționăm, cum ne integrăm noi cu realitatea. Pe măsură ce organismul uman face contact prima dată cu, brutal cu realitatea, Începe și percepția vizuală. Cea auditivă este mult anterioară și foarte bogată. Și o să vedeți că creierul uman este structurat, de fapt, ca un sumar, ca o istorie a dezvoltării filogenetice a tuturor. Avem un creier reptilian care se ocupă de supraviețuire prin instinct. Avem un creier mamalian emoțional. S-a oprit. Eu am greșit. Uh, un creier uh, uh, emoțional care spune e bine sau nu, e un filtru fabulos. De aici pierzi sau câștigi viața. Dacă stai în negativ, funcționează tot organismul după o manieră care salvează viața, dar îți, pe termen scurt, dar pe termen lung, te nenorociști. Și în sfârșit creierul superior, la acela cu modelul cu trei creiere, este cel care controlează totul, logica, se adaptează. Un englez deștept a făcut modelul mâinii a creierului. Creierul reptilian, creierul emoțional și prefrontalul care vine și domolește, nu mai fiți speriat. Am mai întâlnit situații în memoria mea, în experiența mea, a trecut trenul pe lângă mine, -am, nu m-am nimerit, a trecut săgeata sau nu am mâncat lupul. Toate aceste lucruri se depun ca straturile de la o imprimantă 3D și ne fac propria memorie, conștientă, subconștientă, cu care operăm înainte de a ne gândi măcar, noi am luat deja parcursul după un model întâmplat anterior. Evoluția este mărturia apariției unui model absolut extraordinar. Apropierea de, de corpurile platonice și de formulele matematice de aur, de aur reprezintă minunăția perfecțiunii proporționale date de Vitruvius și de Leonardo. <coughs> Din fericire, acest echilibru perfect este dat de o suprafață. Care să vedeți, percepția circumferențială este sugerată de uh, această dimensiune rotundă. Am evoluat cu sau fără instrumente. Deja mai există formule, deja coboară jos, pe, stând pe sol și este cu tableta. Dar, de la libertatea corpului am ajuns la libertatea minții. Printr-o greșeală sau o șansă evolutivă sau neșansă evolutivă ne-am extras din mediul natural. Ne-am izolat în case ecranate, ne-am limitat aerul pe care îl respiram și vorbeam cu doamna uh, Cornelia Adineauri în clădirile cu aer condiționat, compoziția bacteriană ionică este cu totul altceva decât atmosfera cu care s-a format organismul timp de milioane de ani. Și în sfârșit am pierdut dar am câștigat accesul la cunoaștere și ne-a crescut indicele de inteligență. Uitați ce salt au făcut copiii în mai puțin de 50 de ani. Ce s-a realizat în milioane de ani, în zeci de mii de ani, în sute de mii de ani, capătă un trend evolutiv aproape la vertical. Sunt riscuri și beneficii. Nu există apariția unei forțe fără să nu apară și contraforța respectivă. Dar, mintea umană este capabilă să înțeleagă astăzi Green Man, Green Man, da, la nemți, înseamnă că întoarcerea la natură este măsura pe care o avem și o putem adopta fiecare de a ne încărca, reîncărca bateriile. Astăzi, din ce în ce mai mult, este mai importantă recuperarea decât efortul. Dacă bate în semifinală și nu bate în finală, nu s-a recuperat. Dezvoltarea a creierului ne sugerează și dacă altă dată vom avea timp să ne uităm la cum evoluează foițele embrionare, o să vedeți că integrarea corpului uman cu realitatea se face atât cu ectodermul, tegumentul, care este un, organiz, un organ absolut extraordinar, cât și cu tubul digestiv. Relația care o avem cu Microbiomul, probabil că vă familiar termenul, a schimbat complet înțelegerea noastră în relația cu realitatea. Acest creier, pe care îl știm localizat în, între două urechi, nu e prezent totdeauna, din nefericire, dar are un frate, geamăn, care se situează în abdomen. Pentru că. Mai mult DNA se găsește în intestin, în tubul digestiv, decât se găsește în corpul uman. Uitați-vă la ce s-a ajuns. În volumul unei hematii sunt conținute atâtea uh, celule uh, neurale un om are 3, 100 miliarde de neuroni. La această medie s-a ajuns. Ca să se studieze uh, pulul genetic, ADN-ul, au trebuit 20 de ani. Astăzi sunt suficiente două săptămâni. Pentru ce s-a produs în această mică perioadă. Această densitate funcțională, nu este structurală. A, am spus așa, avem 100 de miliarde de neuroni, fiecare neuron are între 2-3 mii de sinapse, un produs simplu și nu e la socoteală. Până în momentul în care cineva a avut îndrăzneala și a văzut și a crezut și a discutat și a numit neuroplasticitatea. Până la 40.000 de, de sinapse se pot dezvolta pentru un neuron. Faceți socoteala, ori 100 de miliarde. Ce este important pentru această timp de relansare a noastră în relația cu, cu realitatea, de integrare în realitate, este acest punct extraordinar, zonă, este creierul emoțional. Amigdala, hipocampusul, talamusul și hipotalamusul, aici se joacă acel macaz care spune e convenabil sau nu e convenabil, e periculos sau nu. Foarte important. Aici se dă culoarea informației care ajunge sus. Vă dau aceste imagini, este homunculus, care are două dimensiuni, senzoriale și motorie. Este extrem de important. Este frontala ascendentă și parietala ascendentă. Sunt două zone, pe stânga și pe dreapta, pe cele două emisfere, unde se proiectează această diferență de dimensiune este dată de densitatea senzorilor care se găsesc la nivelul mâinii avem discriminare de sub o jumătate de milimetru, pe când pe spate de 2,5 cm. Sensibilitatea, dimensiunea acestei mâini, care înseamnă zonă de interacțiune cu Universul, cu realitatea, este integrare în realitate, este manualitate și o să vedeți, dacă o să mai avem timp, dacă nu altă dată, ce a însemnat dezvoltarea mâinii și a unei singure apofize stiloide de la radius care a schimbat poziția mâinii și ne-a făcut prietenoși pentru realitate. Limba este foarte importantă pentru că noi atunci când mâncăm de fapt mărunțim Universul. Gustativ are funcții motorii și este suportată ca și buzele, ca și fața de trigemen, care este un nerv cheie și asta trebuie să-l știe oricine, orice copil. De asta, asta face parte din manualul de utilizare a, funcției, a ființei umane. Toate aceste zone sunt, închipuiți-vă că este un touchscreen aici, în momentul în care atingi degetul, interacționezi cu zona de proiecție din creier. Asta îi spuneam domnului profesor, că eram uh, obosit și reușesc. Este un masaj, dar o să citiți pe net, găsiți foarte ușor, Finger Fitness și Brain Gym. Este reflexoterapie, care făcută într-un anumit mod, înseamnă că Stingi toate focarele care înseamnă serviciu, nu s-a livrat, n-a venit, n-a zâmbit, mi-a tăiat calea. Se sting și se reechilibrează. O să vedeți cum. Vă rearanjați piesele pe tabla de șah, în fiecare zi. Orice ați face, oricine ați fi, la orice nivel, dar cu atât mai mult cu cât sunteți mai sus, decidenți strategici, aveți obligația să vă aranjați piesele de șah în fiecare zi. <coughs> Știința deschide. Fără imagistică, fără uh, recompunerea informației, nu... Cinci. Uh, nu am fi reușit să înțelegem ceea ce se cunoștea din funcții. Și interconectivitatea este, acesta este <coughs> Uh, o imagine interesantă pentru că conectomul, așa se numește, totalitatea fibrelor care fac legătura între diversele zone, și de aceea stimularea multizonală prin culoare, vizual vorbesc, prin culoare, prin formă, prin linie, prin direcție, prin spațialitate, creează activarea unor zone foarte largi, care creează sentimente, nu vorbim de noțiuni ansambluri, contexte. <coughs> uh, natura e deșteaptă. In și yang. trebuie să fiu rațional, trebuie să fiu și senzitiv și cu o componentă artistică. Sunt enumerate în diverse forme grafice proprietățile celor două emisfere care se echilibrează și care se modelează pentru a da răspunsul optim pentru anumită situație. Diferența de sexe la bărbați, conectomul este mai bine definit antero-posterior, este născut pentru altceva, este făcut pentru altceva, dar devine perfect prin uniunea cu cealaltă jumătate, cu yin, yin și yang. Pentru că femeia are foarte multe Fibre transversale asociative. De aici, comportamental, tascuri, obligații, responsabilități sunt complet diferite. Masculul se luptă cu exteriorul, face efort să ajungă departe, să aducă, să asigure siguranța uh, hranei și spațiului, uh, mama în, în timp ce asigură care-ul. Vedeți, cei doi, cele două uh, Creiere. De ce este important și de ce v am pus imaginea? Pentru că nu am timp să mănânc sau nu mănânc, ciugulesc ceva, pe când măcar această imagine să vă spună că, conform unei lege a funcționării sistemului nervos, când un neuron se aprinde, celălalt se stinge. Dacă am minte suficientă între urechi să mănânc ritmic aici, să odihnește sus și repornesc. Dacă am minte, această alternanță care ține de ritmul uh, circadian îmi dă șansa să asigur nutriția pentru creierul de sus, care consumă 20% din consumul de oxigen, 20% din debitul sanguin. Nu mănânc că nu am timp. Nu mănânci că ești inconștient. Pentru că nu știi că poți să dai mai mult decât dai de fapt. Am pus mai multe imagini de, de aceste succesiuni de structuri nervoase care vin cu instinctul, cu emoția, sistemul limbic și neocortexul este sus pentru că astea sunt filtrele care ne fac performanță sau nu. Este extrem de important să înțelegem că trăirile noastre pot fi pozitivate dacă avem de ce. De ce să dau, de ce să răspund, de ce să scuip, de ce să lovesc. Dacă nu îți pune viața în pericol. Și o să vedeți că la prisma emoțiilor este cu totul alta, piramida emoțiilor este cu totul alta decât la piramida nevoilor. Maslow. altă formă grafică reptila omul care decide și care te menține performant și adaptabil noi discutăm despre adaptarea în viitor reziliența este una din proprietățile care trebuie să fie devină obiectiv pentru fiecare om pentru fiecare copil cât mai devreme <coughs> ne place sau nu ne place, totdeauna lucrurile, apa curge de sus în jos. Sunt lucruri simple, dar care de fapt își găsesc explicația în stările noastre, în manifestările noastre, în aptitudini și în comportament. Percepem lumea, o construim în funcție de ce am văzut anterior și o exprimăm, o întoarcem lumii subiectiv, transformăm realitatea palpabilă în subiectiv. Uitați-vă aici, țineți minte, comunicare contextuală de 60.000 de ori mai mult, mai repede, percepem imaginea decât grafica. Caligrafia, o să mai, dacă mai avem timp să ajung la acel diapozitiv, Caligrafia nu înseamnă să înveți să scrii. Caligrafia înseamnă educația unor mișcări fine, de mare finețe, de coordonare. Și sper să poată să înțeleagă și decidenții, și dascălii, și părinții că arta caligrafiei din Orient este mult mai mult decât a scrie și a comunica ceva rațional. În fiecare zi, jucați, dar aranjați-vă tabla de șah. Este perfect dacă o faceți și la începutul zilei și la sfârșitul zilei. Vă faceți bilanțul. Stingeți negativul. Uitați și dați. Învățăm ce din ce a fost rău. Am pierdut partida. Știu că la mișcarea 14 nu mai fac niciodată așa, dar nu mă gândesc încă o săptămână că m-a bătut Gigel la partida de miercuri. Cuvântul de ordine, și cu asta termin, Florine, este integrarea, care este un lanț de articulare între intern, din punct de tip nervos, endocrin, biochimic și energetic, și aici definim dimensiunea holistică a omului. Omul nu este un corp. Omul are un corp fizic, emoțional, energetic, informațional și spiritual. Măcar atât. Vă spune un chirurg care dacă operezi numai fizic, trebuie să fie Dumnezeu mare și bolnavul să aibă un lucru parte care, de care nu avea nevoie că ai făcut-o. O ființă care sufere și are nevoie de a interveni, are nevoie să te adresezi, să citești și să interacționezi cu toate aceste dimensiuni multiple. Cea externă, o percepem prin receptori și care este complexă, este gravitațională. Raportul nostru cu Universul prin gravitație s-a construit extraordinar de greu, 250 de milioane de ani, ca să ne ridicăm în picioare, cu capul în sus, să stăm deasupra unei baze de susținere foarte mici, pe o verticală foarte mare care reprezintă o subtilitate de mecanism de adaptare cum n-ați văzut. Numai cine face robotică și a încercat să mențină în picioare un robot care se deplasează, o să puteți înțelege ce minunăție este cel care mai și alargă, sare cu prajina și cade tot în picioare. Este incredibil ce se întâmplă. Și în sfârșit, această integrare imunoinformațională prin microbiom, care de-abia acum începe și capătă dimensiunea într-adevăr importantă. Nu ce mâncați, ce substrat de dezvoltare dați bacteriilor care, cu care conviețuim. Sunt bacterii care trăiesc în lichid și marea și cele mai patogene care trăiesc pe biofilm, pe fibre. Nu se spune să mâncăm fibre pentru că vrea dieteticianul nu știu care. Trebuie să fie fibre ca să se fixeze bacteria și să poată fi eliminată. Are o rațiune perfectă. Uitați-vă. <coughs> Literatura care marchează informația despre microbiom. Asta este, de fapt, tipul de curbă care înseamnă dezvoltarea cunoașterii și a modificării. Șanselor noastre de a ne înțelege cum funcționăm la nivel bazal, subtilitățile încă nu. Dar aici apare fotonul, apare proteomul. Este o lume fascinantă pe care fiecare trebuie să o cunoască pentru că face parte din această creație care se numește om. Cum gestionăm cunoașterea? Este extraordinar de important. Pentru că cunoașterea mea are mai mulți stakeholderi energetic, emoțional, fizic, informatic. Dacă nu le tradesc pe toate, se dezechilibrează sistemul. Am terminat. <coughs> Verticala este poate data viitoare, o altă dată am să vă povestesc mai era un film, dar altă dată. Ce fabulos mecanism de integrare în realitate. Această verticală înseamnă echilibru dat de ocluzia dentară, de informația care vine din, din vestibul, de privire, de simțul tactil, de tensiunea lanțurilor musculare și osteotendinoase. Să vedeți ce complicate și minunate sunt. Sunteți extraordinar de frumoși și de bogați, și nu știm. Ne dorim încă o roată la 4 ori 4 înapoi la natură. Vă mulțumesc! E o etapă spectaculoasă de integrare informațională, de aceea începutul unei asemenea aventuri de a fi împreună. Se știe că sunt în momentul de față cam 8200 de discipline care s-au finalizat printr-o diplomă. Deci pot să fiu specialist în una sau două și ignorant în 8000 minus două. De aceea a crea un cadru în care se poate discuta la un nivel de acest gen are nevoie de cel puțin două ingrediente. O, o reziliență la ascultat ceva ce nu știu, ca treptat, treptat să se poată forma un bagaj de trăire măcar prin care să se poată ajunge un comunicare suflet-suflet și pe un limbaj special. E, Revin la castravetele meu, acel limbaj special se numește știința complexității. Nu am inventat-o noi, e cuvânt poate pus prost. Cuvântul complex face parte din dintr-o banalitate de exprimare. Adică, ce, noi nu facem studii complexe? Nu, până acum am făcut doar studii complicate. Studiile complexe au nevoie de instrumente specifice studiilor complexe. Și asta s-au creat. Nu am fi ajuns la asemenea rezultate, la asemenea întrebări puse a în naturii, la asemenea rezultate în. Nu, la asemenea năzuințe pe care avem să ajungem în Alfa Centauri și nu este chiar. Există, de exemplu, niște studii până la nivelul la, la care se pune problema să punem o sămânță de mașină. Nu numai printări 3D să printăm mașina ca asta deja există, printăm mașini care au și șofer automat și așa mai departe, cu conducere automată. Nu, să pun o sămânță și mai departe din sămânța respectivă să se agrege, pentru că este un fel de inteligență artificială dată unor, sub, unor microparticule care necesită să... să escaveze, se extragă minereul, să-l așeze într-o formă, pentru că, de fapt, e un control informațional. Mașina e o, o informație condensată sub o anumită formă de materie. Deci, acum mergem să ne jucăm de informație, să. Cam bancheta fermecată, punte masă, scoate masă, dăm drăgănescu, Mihai drăgănescu, academician, nu s a definit asta, se numește orto-tehnologie tehnologie informațională. Creăm materie și materia se structurează după dorința noastră. Se lucrează în sensul ăsta. Dar asta are nevoie de un vocabular care, din păcate, nu se predă încă în școli. Nu la noi. În general, noi chiar avem în fizica de clasa 11, vă spunem, avem elemente de teoria haosului la fizică, avem elemente de teoria de fizică fractală, de teoria catastrofelor. Deci există un început chiar de la nivel de liceu. Ci problema este să reușim împreună să filtrăm din disciplinele diferite ale fiecăruia din această sală ce să transmite mai departe. Și mai ales cum să o transmitem ca să fie inteligibil. Pentru că altfel lumea ne va rejecta. Și uh, ocultăm, fără să vrem, prin atitudinea noastră, ocultăm cunoașterea aceasta care ar putea să schimbe lumea și copiii vor lua drumul simplu al uh, ideii de subordonare la o programă o curiculă pe care, într-un fel sau altul, trebuie să o bifeze. Cum să înceapă asta? Nu poate să înceapă printr-o structură socială, printr-o schimbare, de exemplu, în minister. Asta poate să înceapă numai în, cum am zis, semințe pentru altă lume, în grupuri de lucru ăsta, așa că sperăm din tot sufletul ca eventual să ne revedem în sistematic și vă garantăm din experiența cafenelei trecute că după vreo 4-5 întâlniri de acest gen, parcă să începe să aibă sens. Iar după 2 ani de activitate, chiar se formează grupe de lucru care au deja rezultate vizibile, cel puțin după cei 6 ani de care am avut experiența respectivă în București. Numai prin faptul că ne întâlnim și începem să ne acceptăm în domenii care poate n-am avut niciodată în contact. Fiecare din spațiul acesta e o personalitate care are ceva în spate și are, avea ceva de spus, mai că din păcate este foarte vocal în mediul care s-a creat în jurul fiecăruia. Hai să încercăm să integrăm mediile respective și asta a fost, de fapt, un cuvânt important al complexității, numit coevoluție. Noi dorim să coevoluăm, coevoluăm pentru că nu ne adaptăm. Adaptarea înseamnă că ceva e stabil și eu mă adaptez la cel ceva, dar acel ceva, prin modul în care eu mă transform, se schimbă și mediul exterior. Și din acest moment, singura problemă e să învăț să cârmesc continuu, să mă dezvolt continuu și sunt nevoie de niște pe care noi nu știm încă poate să le definim. Și închei cu a spune că există meserii care pe timpul nostru nu am știut că există și două sunt foarte importante, două discipline foarte importante în contextul acesta care ne putem proiecta în viitor. Una se numește memetică, Memetica este genetica corpului social. O genă poate să schimbe organismul, de aceea sunt inginerie genetică. MEMA este ideea, tot o entitate care poate să schimbe structura socială a corpului social. Cu meme putem să facem chirurgie memetică dacă vrem să facem o transformare socială. Și există cursuri și disciplina aceasta memetică. Iar a doua problemă, deci nu pot să fac o schimbare socială fără să înțeleg cum să o facă. Poate să fie programul foarte frumos scris, dar implementarea este de cu tot o altă factură. De multe ori implementarea poate să fie o singură frază. Iar a doua disciplină importantă se numește, există un context în care noi evoluăm, iar epigenetica, ca disciplină, mi-arată modificările pe care le suportă organismul și schimbările dramatice în structura DNA-ului ca reacția mediului exterior. De aceea se numește transhumanitarism. Noi traversăm o perioadă în care nu știm dacă nu se produce un salt, așa cum a fost veriga se numește veriga lipsă între mai mulți și om suntem noi. Știți, e o butadă interesantă. Veriga lipsă între mai mulți și om suntem noi. Noi n-am făcut că saltul la om. Suntem încă foarte aproape de mamifer, de costumul ăsta al mamifer. Trebuie să facem un salt în conștiință, în conceptual. Deci, se pare că, și de asta se și numește transhumanitarism, efectul acestei presiuni sociale, acestor crize asupra organismului, care la un moment, face un salt genetic și schimbă structura. Așa cum apare neurocortexul, apare, cum zicea Makovski, academicianul nostru, o nouă materie specială, capabilă să integreze holist, capabilă să aibă, poate, pro, uh, proprietăți, dacă vreți, paranormale, se numește materie nisică. Deci, noi avem un, un creier noesic și urmează să apară ceva care răspuns, ca un fel de transformare a hardului, cum a apărut neurocortexul și a creat un echilibru la alt nivel și ne-a dat entitatea gânditoare, apare ceva care este entitatea creatoare, într-un cu totul alt sens. Și pentru asta trebuie să apară un spațiu. Și spațiul ăsta ar putea să fie, și vă rugăm mult să aveți amabilitatea să veniți și la celelalte cafenele din două în două săptămâni le vom ține, cu subiecte diferite, ca să ne putem obișnui și mai ales discuțiile informale după ce se încheie transmisia și le mulțumim și celor care ne-au urmărit pe internet în momentul de față și sperăm să fie alături de noi mai departe, inclusiv cu propuneri de teme sau propuneri de grupuri sau propuneri ca să putem să trecem din forma asta declamativă într-o acțiune, să putem face ca Brașovul să devină un promotor în societatea cunoașterii. Cam asta ar fi, să zicem, ținta. Mulțumim pentru cei care ne-au urmărit. O să încheiem transmisiunea aici și ne vom întâlni peste două săptămâni, tot luni, la Cafeneaua Complexității. Mulțumim!